Aseară Liviu a primit o scrisoare în ceea ce o privește pe Iuliana și acolo era cumva avertizat de faptul că Iuliana nu ar fi chiar cine pare în emisiune, că minte, că nu ar lucra ca și cu Afez, așa cum a spus ea, că nu ar fi făcut sporturi de contact după cum a declarat și că ar fi înșelat în relație. Era un mesaj clar pentru Liviu să stea departe de ea, să aibă grijă la ea, însă el a spus că preferă să continue să o cunoască și să vadă pe parcurs să se lămurească singur despre cum este ea de fapt. Nu vrea să se lase influențat de mesajele de afară, mai ales că această scrisoare era una anonimă. În live, Iuliana a negat toate acuzații, le-a spus că nu e nimic adevărat și că ar fi vorba despre invidie, că e invidia mare pe faptul că are o mașină care e scumpă, dar nu prea, din ce a zis ea în live și că ar bănui două persoane, un fost iubit care ar fi putut trimite scrisoarea, dar spunea că s-au înțeles foarte bine, s-au despărțit pentru că ea nu a vrut să se mute în Austria și ar mai fi o fată, dar zicea că nu e vorba despre niciun băiat la mijloc, ci au fost niște lucruri mai complicate acolo, niște neînțelegeri.